Iacă, acum filmez. Vă rog să nu mă filmați. De ce? Nu vă supărați, nu, nu accept să mă filmați. Dar nu sunteți procuror la serviciu? Sunt procuror la serviciu, dar nu. A, vii rușine că nu aveți robă, cred că, sau? Eu nu am vrut nici rușine. Ok. Trebuie să aveți un temei legal ca să-mi cereți chestia asta. Sunteți minor sau ceva, persoană protejată? Nu, sunteți un procuror la servicii. Asta înseamnă că prezentați interes public și numai... Da, dar nu-i viața dumneavoastră privată aici. Acasă nu-ți veni să vă filmez, decât dacă o să aflu ceva ilegalități. Dar aici, la judecată, am venit să vă filmez. Fața mea? Fața mea? Inclusiv și fața, da. Și în profil și în față. La fel îi pot filma pe polițiști. Ei măcar sunt în uniformă. Și reprezintă statul. Și pe băiatul și ala pot să-l filmez. Vezi, și senină-i. Cum îți trebuia să te întorci? Că e proces, e ședință. Doar dacă îți dai demisia, ai scăpat. Acum și mai sună. Deci au trecut 15 minute și ședință. O să așteptăm și următorul să-i spun încă o dată. Probabil să nu gelești de la... Ședința judecătoriei voți declara deschis examenul astăzi, 20 februarie, 19 ora 15:44. Se examinează cauza penală privind dăunările lui Călea Pavel Andrei și Mărușovski Evgeni. În comiterea infracțiunii prevăzut de articolul 186 al 2 din tabel C de cod penal. În ședința de judecată vă prezint participanții la proces. Domnul acuzator este stat domnul Marian Dămășu. Acuzatorul de stat care a produs și urmărirea penală în baza legitimației de serviciu este prezent, a fost escortat, grupatul, Căleată Pavel, nu sunt prezent, partea vătămată, Paraștiu Cuvin, este încărcitată cu citate cu aluții Cuvin, nu este prezent avocatul, grupatul Căleată Pavel, Sultanul Gorel, din spusele surorii, grupatul Căleată Pavel, ultimul întârzi cu jumătate de oră. Nu a fost escortat evocatul Matușescu Evgenie, domnul reprezentant de la escort, ce s-a întâmplat? La rată instanță, după cum a primit informația de la penitenciar numărul 11 și Matușescu Evgenie, la moment se deține în penitenciar numărul 18 și Brănești. Și după pe data de departe, revine la penitenciar numărul 11. O să fie reetapat în penitenciarul numărul 11 și Brănești și astăzi s-a făcut imposibil etapare. Oleg Brega, activist civic, filmez pentru Curaj TV. Și vă dați solicitare permisiunea instanței de acum? Vă rog să-mi permiteți dacă începe ședința, dar la partea asta introductivă nici nu trebuie să cer permisiunea. Deci asta e partea pregătitoare, ce filmez eu acum. Deci vă rog să-mi permiteți dacă o să începeți ședința, dar mai tem că nu puteți fără avocat și fără inculpați. Păi, de ce din instanța de judecată nu dumneavoastră, dar încă o dată spun, dumneavoastră aveți dreptul să filmați ședința de judecată doar pregătitoare. Ulterior doar să asistați și să o înregistrați, deși se înregistrează ședința de judecată audio prin sistemul FEMIDA. Am înțeles. Cauza se examinează pe judecătorul Hrăvescu și este asistată de grefiera Nadejda Ivanova dacă sunt cereri de recuzare. Acordăm încredere în instanță. Domnul Găleata, aveți încredere în instanța de judecată? Da. Da. Instanța pune în discuție posibilitatea continuării examinării cauzei în lipsa inculpatului care din motive obiective nu a fost etapat Matușovski Evgenie, având în vedere că a fost etapat în penitenciarul numărul 18 în Brănești. A părții vătămate, a cărei e neprezentarea instanța nu o cunoaște, deși anterior la ședința trecută, domnul Matușevski Evgenie a fost împotriva avocatului Ion Dantara, instanța a solicitat Consiliul Național de Asistență Juridică, garantată de către stat oficiu teritorial Bălț, desemnarea unui alt avocat din oficiu, totodată, mă rog, a fost întâmpinat că în cazul care are posibilitate și să-și aleagă un avocat prin contract pentru a-i apăra interesele, ori ultimul deja este la al treilea avocat la care dumnealui refuză.
și a avocatului inculpatului Găleat Pavel, domnul Turcan Nurel, care, mă rog, deși a anunțat instanța că vede cu câteva minute, deja este în întârziere de 20 de minute. Domnul procuror. Consider imposibil continuarea judecării cauzei în lipsa apărătorului lui Găleat Pavel, deoarece pentru a nu-i fi încălcate dreptul acestuia la apărare. De aceea solicită întrebările. Mulțumesc de asemenea. Da. Domnul Găleată, poziția dumneavoastră referitor la examinarea cauzei lipsa persoanelor neprezente, inclusiv îndeosebi a avocatului dumneavoastră, a domnului inculpat Mătușescu Evgeni și a avocatului ultimului. Da. Prezident și nu poziție. Considerați imposibil. Instanța, pe loc, spunea, considera imposibilă examinarea cauzei în lipsa participanților neprezenți la proces, inclusiv domnului inculpat Mătușescu Evgeni, care măsuri directive nu au fost posibil de atapat, având în vedere că a fost atapat în legea numărul 18 L, pentru că nu a încălcat dreptul la apărare, mai mult ca atât de către de la Consiliul Național de Asistență Juridică garantată de către stat, nu a fost trimis în adresa instanței decizia prin care a fost numit un avocat din oficiu domnului Mătușescu Evgeni, precum și a avocatului inculpatului Găleat Pavel, la fel care pentru noi a încălcat inculpatului dreptul la apărare și respectiv a părții vătămate. Cu acordul participanților la proces, instanța numește următoarea ședință de judecată pentru data de 13 martie la orele 11. Procurorul a dat fugă până la birou și a adus roba ca să nu vadă șeful că vine la proces fără haina obligatorie. Are noroc că biroul e alături. A fost lene să-l ia de la bun început.